Bună întrebare, Mircea. Îți recomand, de pildă, să citești și Profit și ZF, să le citești pe amândouă. Eu le citesc cu Feedly. Feedly este un RSS reader și eu citesc toate titlurile. Citesc după, adică în funcție de ce interese am eu și ce miros eu, dau click. Pentru că site-ul ZF este oribil. Deși ZF e în halul în care este, are în continuare jurnaliști foarte buni care scriu știri bune, care miros știri bune. Uite, uitați-vă și voi cum arată ZF-ul fără adblock. Pornește un video automat. Alt video care pornește automat. Și căcatul ăsta cred că pornește automat. Uite, s-a mutat video aici. Este făcut prost. Am încercat să-l hărc un pic pe sârbu, să zic, băi, nu. De ce arată în halul ăsta? Ok, și am ajuns aici. Pot să trec la pagina următoare? Nu pot să trec la, deci am ajuns la știrile de astăzi de la 2. Păi și știri mai dincolo de 2? Nu mai sunt. Rămâi prost de la cât de aiurea e site-ul. Da, bă, bursa într-o vreme avea o reputație foarte, foarte proastă, pentru că erau multe articole care păreau a fi tentative de șantaj. Și uite, exact ce zice Ionel. Dacă tu n-ai 5 lei pe tine, mai greu să înțelegi economia. Financial Intelligence, iar e un site bun, e micuț, nu știe multă lume de el, și culmea este întreținut de niște fete plecate din ziarele mari. Și este tot pe WordPress, arată cât de cât mai uman, dar sunt puțini oameni și nu poate să acopere toate subiectele și se pierd știri ca lumea. Da, uite, și economica e bun, știrile trec, știi? Deci ce vezi tu pe prima pagină, uite, și pe Profit, tot la fel, e greu să dai pagina următoare, trebuie să mergi pe categorie. Categoria must read sau pe categoria nu știu ce. Să dai să vezi, aici există paginație. Panorama publică editoriale în 4 oameni. Nu poți să citești doar Hot News pentru că e doar o părere. Trebuie să citești Hot News și minim Hot News și Digi. Și nu e nevoie, știi? Nu e nevoie să citești fiecare știre. Trebuie doar să vezi, știi, să te uiți aici. De asta eu prefer să ce spun RSS, că toate astea le am formatate într-un mod frumos. Asta să vă arăt cum arată Feedly, este cea în genul, nu știu, $30 pan, ce am văzut. Și mi-arată totul paginat așa. Și nu e nevoie să citești mai mult de cele mai multe ori, nu e nevoie să citești mai mult de titluri. Deci mie așa mi l-arată. Și există, eu așa le vreau formatate. Și există vreo 3 tipuri de formatări, știi, și sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Citesc și știi, am folder de știri externe, folder de știri interne, folder de știri IT, folder de bloguri, folder de știri auto, $7 pe lună. Și bag în el RSS-urile de la 20-30 de site-uri și îmi spune, v-am zis, urmăresc foarte multe chestii, mă, dar are dreptate. Era interesant dacă la școală ne prezentau chestii de genul ăsta. Dar nu e nevoie să citești doar comunicate de presă, trebuie să citești și știri, că știrile nu sunt comunicate de presă. Trebuie, nu știu, ce puțin și la Hudin și la toate astea, eu voiam să existe un căcat de paginație în pana mea, ceva. Deci este paginația în toate părțile. Dar bine, poți să dai aici click pe economie și au toate știrile. Bloc, 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 sparg un de ăsta. Bloc, 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 sparg un de ăsta. Nu să fie toate cât de cât. Poți să duci la pagina 2? Nu poți să duci la pagina 2. Ce faci dacă două zile nu poți să citești știrile? Nu poți să duci la pagina 2. De asta mai zic. Deci plătesc ăsta $7 pe lună și adaug RSS-ul. Da, pentru știri naționale recomand Digi cu, Hot News. Sau dacă vreți G4 Media au și ei site de economie. Părerea mea este că fără 10 oameni nu poți să acoperi toată zona de economic. Asta este cea mai decentă formatare, fix așa. Poți să dai click până ți se pe nas, dar nu este, uite. Pentru că aici s-a terminat. Uite, aici e paginație. La Digi nu poți să citești știri despre energie, nu poți să citești știri despre telecom. Știi? Adică poți să citești, dar n-aș avea încredere, adică aș mai avea nevoie de încă o sursă față de Digi ca să citesc, să mă asigur că am citit o știre despre telecom bine. Un redactor șef de la o anumită publicație de economie, știi ce a făcut într-o zi? Și-a băgat picioarele, a plecat și s-a dus în Anglia și muncește la cărat. Pur și simplu, atât de prost era plătit și atât de... Că e o chestie, suna patronul. Bă, știți că eu am interese și acolo. Mai trecea 2 săptămâni. Bă, n-a dat bine unghiul ăla că, uite, mă afectează pe mine. Da, și economica arată bine. Finanțe și bănci. Are și paginație. Nu mai știu al cui este economica. Sincer, dacă nu o redacție, o nu știu ce, it's very sketchy. Uitați-vă câte chestii trebuie să știi ca să poți să cât de cât să te asiguri că citești niște știri civilizate. Omul de rând nu știe chestia asta. Nu știe câte știu eu. Eu știu o cărță de chestii și tot nu știu destule.
au fost deținuți de România TV și, sau sunt deținuți în continuare de România TV, dar sunt destul de ok. Foarte greu să stai informat în ziua de astăzi. Este foarte greu să fii informat. Trebuie să citești două, trei surse ca să poți să cât de cât să ai o înțelegere asupra lucrurilor. A, uite, o altă, dar și ea o redacție mică, Busy Day. Deși reputația lor, o știți, Moise Guran, de fapt nu m-a spart pe mine, de fapt a spart Google, de fapt am făcut reclamație, de fapt atunci când le-au spart. În loc să spună, domne, aia s-a întâmplat, aveam user admin, parola admin și ne-au spart. Și de-aia au trimis alertele alea. Internațional, ce recomanzi? Reuters, agenție de presă, de obicei agenție de presă. G4 Media, nu poți să citești știri despre energie și știrile politice, iar mă sună Pantazii să-mi zică că el n-a luat și că nu o să ia niciodată, n-a luat, știi, v-am mai povestit eu. Ai luat bani de la PSD? N-a luat bani de la PSD. Ai luat bani de la o cunoștință a PSD? Nu știu. Ai luat bani de la agenție, o agenție care ia bani de la PSD? John Life face reac la Boston. Nu vă mânce un reac, calmați. Ce vrei? Ce e de... Băi, deci hai să... Că a încercat cineva. E ceva site bășit care n-am auzit niciodată de el. Redactorul respectiv nu are decât o singură poză. A publicat o știre că din sursele noastre, nimeni în drum, noi știm că lui Bostănică îi donează interlopii și spală bani. Eu fiind jurnalist, înțeleg chestia asta. Dar vreo dovadă? Ok, ți-a zis ție sursa, dar dăm ceva de care să mă agăț, că nu pot să spun și eu pe public. M-a întrebat, mi-a trimis și mie cineva pe TikTok. Uite, ai văzut articolul ăsta? Da, l-am văzut. Nu pun bază pe el pentru că site-ul e dubios, n-am auzit niciodată de el și nu, adică, ok, zici o informație, dar neștiind nimeni de tine, nefiind găsit pe Google deloc și neprezentând nicio, adică faci o afirmație și nu prezinti nicio dovadă în asta, e diferit față de mine care zic că Marilu are o altă relație, pentru că eu am un track record, lumea știe cine sunt. Ăla este, pur și simplu, un site făcut de un băiat, care nu există în altă parte decât pe site-ul ăla. Da, n-aș avea încredere în așa ceva.